Deci v-ați plâns la adevărul și degeaba. Da, vorbit cu jurnalista Doina Grecu și i-am dat toate documentele care trebuie să-i dau. Toate hotărârile care de la judecățile erau. Și după ce o trebuie noi să ne sunăm la începutul octombrie să vedem și hotărâre că sudei în zea. Ei nu ne-au sunat, am sunat eu și după mult timp când nu ne-au răspuns ei ne-au răspuns că ei nu poate să dea ziar, pentru asta că redactorul ziarului nu dă voie. O motivat așa ceva că alu doamna Marțeva, advocatul Matkovski, o interzis să dea în publicație. Și fel de ziar adevărul, dacă el adevărul, nu s-o spărie de un avocat, sau cine știe cum eu convins. Da, el și așa de mare om, s-o spărie de un avocat care spari. Fix așa advocatul ăsta, când am scris la plângerea la etetică și disciplină, de pe data a Uniunii Avocaților, da? Da, am scris. De pe data 29 de mai, eu încă n-am primit niciun răspuns. La toate sunetele care le sun, întotdeauna în seamănă, în fiecare lună, că ce fel de hotărâre ei au luat? Nici o hotărâre. Cam atât te-ai plâns, tamam, pe avocatul ăsta. Da, eu am scris și am scris familia și am spus. Și în fiecare dată mi se răspunde așa că plângerea și examinată. Așteptați. Da, așteptați. Cât să mai aștept? Până la sfârșitul anului. Da, au trecut de-am câte luni, 3 luni. Eu nu știu, în care ușă spate de bătut, de deschis, da, de deschis ușa, unde într-adevăr și adevărul țară. Iar ăsta e strășnișișii. Dacă oamenii ăștia ce că luptă pentru demnitate și adevărul, oare e așa fi? Luptă, dacă aș lupta toți așa și pe asta, poate ar și lege. Am înțeles. Într-adevăr, aș trebuie să dea demisia toți. Toți să dea demisia și să fie altă lume. Care și oare dacă îi punem pe alții în loc, o să fie mai buni? Nu, aceia care ia să vie, trebuie să fie controlați și de popor. Nu numai să fie ei, dar și fie controlați și de popor. Să vadă lumea și au făcut într-adevăr. Dacă nu, atunci să mai caute oamenii. Dar eu mă gândesc că în țara noastră este lumea care poate lucra și cinstit. Nu numai pe furate și pe amajeală. Vă rog să vă prezentați. Mihailova Elena.